iepurii, un cățel frumos. E bucuros. Nu ai trăit astăzi dacă nu ai făcut ceva pentru cineva care nu-ți poate răsplăti. Suntem într-una din cele mai defavorizate localități din județul Suceava. Aici am venit ca să facem o acțiune cu îmbrăcăminte, cu încălțăminte, cu jucării, cu pampers, cu biblii pentru copiii de aici, pentru persoanele adulte. Aceste lucruri au venit de la dumneavoastră, încălțăminte și toate celelalte lucruri pe care le-am enumerat deja și vrem să le oferim într-un mediu cât mai organizat, ele să ajungă la beneficiari și ei să își aleagă exact ceea ce au nevoie. Pentru asta deja o echipă de voluntari au așezat papucii pe mese, sunt stand-uri în spate cu haine care s-au pregătit pentru ei și credem că vor fi o adevărată binecuvântare pentru aceștia. Acum ne aflăm la standul pentru bebeluși și împărțim papucei, hăinuțe și pampers. Suntem la standul cu jucării pentru băieți, pentru fetițe și diferite plușuri. Câte ani ai, Simon? 13. Ce ai găsit aici? Găsit hăinuțe. Ai găsit și papuci? Da, da. Bunica, ai găsit tot ce trebuie? Da. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru darul care le-ați adus. Sunt Narcisa, am 18 ani. Narcisa, văd că ești înțărținată. În câte luni ești înțărținată? 7 lune. Și ce ai, băiețel sau fetiță? Băiat. Ai pregătit ceva pentru maternitate? Nu, până am de unde. Ai de unde? Prietenul tău ce face? Mai e cu tine? Da, e acasă. Narcisa, uite, noi acum suntem aici cu pampers, cu haine de adulți, cu haine pentru copilași și am să rog pe colega mea să vină să-ți ofere pampers pentru un nou născut și hăinuțe la fel. Am găsit multe perechi de papuci, bluze. Sunt la papuții care ai găsit? Sandale, da, sandale, pantofi. Vă mulțumesc pentru ce mi-ați dat. Aici să știi că sunt oamenii care au trimis pachete către noi cu haine, cu încălțăminte, cu jucării, cu poșetuțe. Și noi le-am adunat și astăzi am organizat această acțiune la voi în localitate. Cum ți se pare lucrul ăsta? Foarte frumos ce ați făcut. E bucuros! Iepurii, un cățel frumos, o pisică, foarte frumoasă, frumoasă. Vă mulțumesc, mulțumesc, domnule. Are 14 copii. Vreau să-mi cânteze. Un soț bolnav, operat de 3 ori de inimă. Face insulină 2 ori pe zi, dar slăvit să fie Domnul, că eu da putere și el e aici conducător de adunare. Și încă mai face treabă, încă să mai, ne mai descurcăm cu putere. Mulțumim, Domnului. Pe ce găsi prietenii? Ursulețul? S-o găsi papuși, pantalonaș mai mare, că el e mai măruț de obicei și cam greu găsesc haine pentru el. S-a găsit aici? Da. Slavă Domnului. Da. Mulțumim în numele Domnului, sus pentru toți, pășeți. De unde vii, Remus? Eu vin din județul Bistrița Năsăud, orașul Becleam pe Someș. Ai venit împreună cu soția ta? Împreună cu soția mea, minată mea, soție Daniela. În perioada de concediu? În perioada de concediu, da. Ce te-a făcut să iei decizia? Dumnezeu așa ne-a pus nouă pe inimă să venim să punem mână de la mână, să facem parte. Ne-am dorit foarte mult din toată inima ca să fim fizic. Nu ai trăit astăzi dacă nu ai făcut ceva pentru cineva care nu-ți poate răsplăti. Mulțumim din toată inima că ați venit la noi și ne-ați dat daruri foarte bune și Domnul să vă binecuvinteze. Câți copii aveți noastră? 8 ani. Aveți nepoți? Da, 6. Ați găsit ceva la copii, la nepoți? Da, mulțumim Domnului.
i-am găsit. Ne bucurăm și noi că am putut să fim de folos. Domnul să amin. Vă mulțumim pentru toată îmbrăcămintea care a fost donată, pentru încălțăminte, de astfel și pentru jucării. Au fost de mare ajutor pentru fiecare om din acest loc și vă invităm în continuare să fiți părtași la viitoarele proiecte.